Așa arată aleile dintre blocurile din zona străzilor Milova, Simion Popa și semănătorilor din cartierul Arădean Micălaca. Cei care locuiesc aici spun că n-au văzut niciodată lucrări de reparații, plombări, reabilitări. De amenajarea unor parcări civilizate nici nu poate fi vorba, deși primăria a demarat de câțiva ani un program de modernizare a parcărilor și aleilor dintre blocuri, iar în alte cartiere acestea s-au și realizat. Ați văzut de când stați aici? Ați văzut să fie asfaltat aici între bloc? Nu. Specific românesc. Aveți cumva mașină? Da, asta de aici. Și cum vă simțiți când intrați pe aici? Păi în primul rând să am grijă la canalul ăsta ca să nu rămân fără baia de ulei. Și în rest... În alte cartiere s-au făcut deja de ani de zile, s-au amenajat parcări între blocuri cu locuri speciale pentru locatari pentru care plătesc un abonament. Credeți că ar fi o soluție aici și aici? Nu. Ar fi mai bine să plătiți un abonament anual și să aveți locul dumneavoastră asfaltat sau... Să am locul meu, să avem condiții. Aceeași situație o întâlnim și în alte zone din oraș, spre exemplu pe strada Postavului din zona Băuroșu. În urmă cu 2 ani de zile eram în același loc și vă prezentam situația acestei străzi care arată, iată, exact la fel. După cum vă puteți vedea, este aproape impracticabilă. Între timp, în acești 2 ani de zile, în alte zone din oraș, în alte cartiere s-au amenajat parcări civilizate, zonele dintre blocuri au fost asfaltate astfel încât cetățenii să poată intra cu mașinile în siguranță. Foarte super! Așa e la noi în România, toate drumurile. Ce pericol prezintă un asemenea drum pentru o mașină? Toate, telescope, planetare, tot. Dacă ați sta aici, așa ar trebui să intrați zilnic, doar de 2 ore, cum ar fi? Aș lăsa undeva la stradă, nici de cum între blocuri. Răspunsul primit de la primărie este același. Zonele respective vor fi amenajate într-un viitor apropiat. Nu se știe însă ce înseamnă acest lucru. Asta și pentru că cei responsabili de acest resort nu au un grafic clar al evoluției programului de modernizare a acestor spații dintre blocuri.